Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Mama ta a vrut să scape de tine? Sindrom hiperkinetic acut, debilitate mentală. Este un diagnostic pe care mi l-a pus greșit, că eram un copil luat de mână de mama mea și dus la acele comisii și trântit efectiv pe un scaun. Nu ai o identitate, ești aruncat și lăsat acolo. Să o descrii pe mama ta exact așa cum simți tu în acest moment. Mama. Mama este... Bună seara, sunt Antonia Fuduliu, bine v-am regăsit. Dintr-un copil energic și perfect sănătos, ajunge ostatic într-o școală specială pe baza unui diagnostic greșit intenționat. Mama nu voia să mă scoată de acolo pentru că lua bani în fiecare lună de la stat. În primii ani de școală eram strigat nebun și copiii se fereau de mine. Până într-o zi, ziua în care Ștefan a fost remarcat de o educatoare. Ce a urmat, vă invit să aflăm împreună chiar acum. Pe Ștefan l-am cunoscut la conferința aniversară a celor 5 ani de emisiune Spune Cum. A empatizat cu fiecare poveste de pe scenă pentru că și el are o poveste. Bună seara, Ștefan, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit și mă bucur foarte mult să mă aflu în acest platou absolut minunat și cu super energie. Ștefan, ți-ai dorit să ajungi în platoul Spune Cum. De ce? Pentru că mi-am dorit foarte mult să îmi spun povestea și să inspir și alți oameni care cu siguranță vor fi poate empatizați de, vor rezona cu povestea mea. Cu siguranță vor fi. Unde te-ai născut, Ștefan? Povestește-ne câteva lucruri despre tine. Mai ai frați? M-am născut în orașul Băicoi, din Prahova. Și nu mai am frați, din păcate, mi-aș fi dorit foarte mult, dar așa a vrut Dumnezeu și ceea ce vrea Dumnezeu e mai bine pentru noi. Ștefan, știu că pe tatăl tău l-ai cunoscut mult mai târziu, dar despre asta vom vorbi mai târziu. Acum aș vrea să te rog să o descrii pe mama ta exact așa cum simți tu în acest moment. Mama. Mama este o fire foarte, foarte închisă, o persoană care a trecut prin foarte multe lucruri grele în viață și pe care viața a încercat-o în toate felurile posibile. Și dacă ar fi să-i fac o descriere, ar fi puternică, dar și leneșă. Leneșă? Da. Okay. Pentru că nu-și duce potențialul la adevărata putere pe care poate să o aibă. Ok. Asta mă face să cred că ai identificat anumite calități în mama ta, dar hai să o luăm pas cu pas, să descoperim povestea. Tu te-ai născut un copil sănătos? M-am născut un copil perfect sănătos, dar cu o deficiență de personalitate, aș spune eu, pentru că ADHD. Este o deficiență de mai mult o lipsă de atenție, dacă pot să o numesc așa, dar acea lipsă de atenție, tocmai mama nu a reușit să o gestioneze foarte bine și așa am fost trimis către o școală specială pentru că era mult prea diferit față de ceilalți copii, vorbind de anul 2002, în care această problemă nu era atât de mediatizată sau nu se știa atât de mult de ea încât să pot să fiu considerat normal, ca și acum. Erai un copil mai agitat, mi-ai spus, iar așa cum ai spus mai devreme, mama, în loc să gestioneze lucrul acesta, decide să te ducă la o școală specială, dar asta a fost posibil doar pe baza unui diagnostic. Acum, povestește-ne puțin despre asta. Cine ți-a pus acest diagnostic și dacă a fost unul real? Exista o comisie la care trebuia să te duci cu copilul pentru a fi integrat în această școală și evident că un doctor mi-a pus acest diagnostic, dar eu cred foarte mult că mi l-a pus pentru că a văzut această agitație și a
considerat că eu pot fi aruncat într-un sistem efectiv cu un diagnostic foarte dur. Sindrom hiperkinetic acut, debilitate mentală. Este un diagnostic pe care mi l-a pus greșit, dar cu siguranță viața a dovedit că nu este unul real și a fost doar unul pentru a fi aruncat într-un sistem, așa cum am mai spus. Da, dar până să ieși de acolo ai avut multe de îndurat și au trecut niște ani. Mi-ai scris așa, dintr-un copil cu o memorie imensă, am fost catalogat o problemă și aruncat într-un sistem care avea să-mi schimbe tot parcursul vieții. Câți ani aveai, Ștefan? Ce ți s-a explicat când ai fost dus acolo și ce ai înțeles tu la vârsta aceea? Dacă e să dau timpul înapoi, aș spune că nu prea am înțeles foarte multe lucruri, pentru că eram un copil luat de mână de mama mea și dus la acele comisii și trântit efectiv pe un scaun și pus acolo pentru a dovedi că mai pot fi integrat și un an, și un an, și încă un an în acel sistem. Mie mi se dădea o medicamentație vorbind de niște pastile care nu trebuiau administrate unui copil, de exemplu, ceea ce nu se dă unui copil de 7 ani. 7 ani aveai? Da, și acele medicamente îmi creau o stare foarte nervoasă, iar mama a profitat de aceste stări și mă provoca foarte mult ca în fața acelei comisii să par fix acel copil care se încadrează perfect în acel tablou. Așa zis, diagnostic. Da. Și atunci, în fiecare an, eu eram dus de mânuță de mama mea și pus acolo și provocat, pentru că aveam problema asta de personalitate, ADHD, care era deja activă, și atunci mama mea mai alimenta și mai mult aceste stări ca să arate că eu sunt pentru acel sistem. Dar... Ștefan, dar crezi că mama ta a vrut să scape de tine? Nu. Nu cred asta, doar cred că a ascultat anumiți oameni care nu au dorit ca ea să aibă pur și simplu grijă de mine, ci a ales calea ușoară. Cine? Consider că... Ce oameni? Oameni din jurul ei, care au sfătuit-o complet greșit, dar n-am înțeles niciodată de ce. Dar mama comunica cu tine, totuși la 7 ani reușeai să înțelegi niște lucruri. Îți comunica, uite, de ce facem asta? De ce ești în această școală? De ce te duc acolo? De ce nu locuim împreună? Eu nu am avut niciodată comunicare cu mama mea, din păcate, așa cum mi-am dorit-o. Nu am fost un copil căruia i s-a spus te iubesc, căruia i s-a spus meriți, poți, ești capabil, doar constat o problemă pentru că ceilalți o alimentau cu astfel de lucruri și credea că acel copil pe care îl are, are o problemă. Și mă întreb uneori ce ar fi făcut dacă chiar aș fi avut o problemă. Hmm. Unde aș fi ajuns oare? Ce aveai să înduri acolo la acea școală specială, Ștefan? Cum se schimbă viața ta acolo? Acolo este un sistem în care nu ești considerat cu prea multă minte. Ți se inoculează această idee că nu poți să faci nimic în viață, nu poți să reușești, nu ai o identitate și pur și simplu ești aruncat și lăsat acolo și uneori jignit de ceilalți profesori pentru că ești special, pentru că ești diferit. De aceea cred foarte mult că sistemul trebuie schimbat din temelii în școlile speciale pentru că sunt copii acolo absolut fabuloși, care sunt aruncați în acel sistem de părinți pentru că nu pot avea grijă de ei sau nu pot susține financiar toate provocările vieții. Nevoile, da. Și aruncă într-un sistem și efectiv profesorii care lucrează acolo ar trebui să le fie sprijin, mai ales moral, pentru că cei copii trec prin diferite traume. Deci profesorii sunt primii care aplică tratamentul dur despre care vorbim. Da, da.
eu eram, aveam o șansă pentru că eram extern și mă duceam acasă la bunici. Pentru că de ei am fost crescut, mama mea lăsându-mă în grija lor când s-a recăsătorit, dar nevrând să mă scoată din acel sistem. Bunicii mei au insistat și mătușa mea a insistat foarte mult să cumva să o facă, să conștientizeze ce greșeală a făcut. Ok, deci acasă tu mai aveai alți membri ai familiei care țineau la tine, te iubeau și îți voiau binele. Da. Mama însă te voia acolo, dar ea te vizita? Nu. Nu? Nu, nu mă vizita și nu-și dorea o legătură cu mine. Nu. Nu mă vizita, din păcate. Și la cât timp ieșai din sistem și mergeai acasă la bunicii tăi? Pentru că mi-ai spus că aveai acest drept. Intram undeva de dimineață și după amiază ieșeam pe porția școlii și mergeam către casa bunicilor. Ok, deci tu locuiai la bunici, da. Doar că învățai în acea școală. Da, exact. Uh-huh. Dar în acea școală a existat un profesor, un educator, care m-a văzut, pentru că eu iar cred că Dumnezeu scoate oameni în cale și Dumnezeu mi-a scos acea educatoare care m-a remarcat și spunându-mi că vrea să-mi antreneze memoria, m-a învățat o felul de cântece și poezii la serbări și eu am participat în toți anii de școala specială la toate concursurile județene de teatru și de muzică, luând premiile întâi. Niciodată nu eram un elev care ieșea pe locul 2. Ba mai mult decât atât, erau fazele pe județe și se retrăgeau județe pentru că veneam eu. Și se știa clar că în momentul în care vin eu de la școala specială Filipe Jătărg, nu mai are rost să se mai înscrie și copii. Simplul fapt că tu erai capabil și demonstrai asta, nu era suficient? Nu. Pentru ei, ca să-și dea seama că tu nu ai nevoie de sistem, să crești în acel sistem? Nu era suficient, pentru că pentru ei era o binecuvântare, pentru că puteam să fiu acolo și puteam să asimilez astfel de momente artistice. Pentru școală era un fel de trofeu. Era meritul lor, cumva? Era meritul lor. Aha, am înțeles. Și ei aveau anumite beneficii, anumiți sponsori care veneau la școală și sponsorizau școala pentru că era un elev care, iată, reușea să iasă din tipare. Ani întregi, mătușa mea și cu bunicii mei s-au luptat pentru a convinge pe mama mea să poate să decidă scoaterea mea din sistem. Pe de altă parte, mama ta primea bani lunar. Exact. Primeam bani lunar pentru ca eu să fiu acolo și cred că și ăsta e un factor care a determinat-o să mă țină acolo. De altfel, sunt foarte mulți părinți care fac asta. Dar nu înțeleg de ce, pentru că pot să distrugă un viitor al unui copil așa. Cum te strigau copiii? A fost foarte greu să mă lupt cu chestia asta, pentru că eu știam în sufletul meu cum sunt și cât sunt de bun, dar copiii aveau apelative precum handicapat, prost, nebun. Și cumva era diferit totul, pentru că vedeam copii care se jucau, iar eu nu puteam să intru în acele grupuri pentru că eram catalogat așa. Și consider că cumva și părinții sunt de vină că nu le explică copiilor încă de mici, că există și oameni care sunt mai speciali și că n-au o problemă și că nu ar trebui stigmatizați. Ștefan, când un copil ajunge într-o școală specială, nu trebuie să mai avem pretenții de la părinți, pentru că este clar de ce unii ajung așa și ajung acolo. Nu-i așa? Da, exact. Te simțeai singur? Da, uneori mă simțeam foarte, foarte singur, pentru că nu prea aveam prieteni, pentru că se îndepărtau de mine doar pentru că aveam această ștampilă pusă de copil din școala specială, dar întotdeauna am învățat că Dumnezeu este prezent în viața mea și că Dumnezeu mă va duce, iată, aici unde suntem acum. Ți-a afectat stima de sine tot acest tratament din școala specială? A fost o umbră cumva care te-a urmărit ani și ani?
Da, din păcate, da. Recunosc asta pentru că am făcut și terapie pentru a reuși să înțeleg de ce mi se întâmplă mie sau de ce a trebuit eu să trec prin astfel de lucruri și cumva, da, a fost o urmă care m-a urmărit multă vreme. Crezi că mama ta știa că acel diagnostic nu este real? Nu. Nu știa? Nu. Cred că nici nu conștientiza ce se întâmplă de fapt sau ce îi face copilului ei de fapt. Și atunci nu pot să dau vina în întregime pe ea pentru lucrul ăsta. Mi-ai mai spus că mama ta te-a abandonat recăsătorindu-se într-un sat vecin. Câți ani aveai când s-a recăsătorit? 6 ani. 6 ani. 6 ani. A plecat pur și simplu, spunându-mi că să mă lasă în grija bunicilor și efectiv a dispărut din viața mea, dar ea nu a fost prezentă nici până la 6 ani. Nu. Eu, spunându-le bunicilor mei, mamă și tată. Eu așa i-am strigat an la rândul. Îți amintești anumite momente frumoase alături de mama ta până la 6 ani? Sau nu au existat? Cumva, în memoria mea sunt doar câteva momente, precum acela când mergeam la biserică împreună, pentru că mă ducea duminică de duminică, și pot spune că mi-a clădit în suflet legătura cu Dumnezeu. În rest, nu am amintiri care să mă lege de mama mea și pe care să le consider memorabile, din păcate. Mm-hmm. Mi-aș fi dorit să le am, dar nu. Mi-ai spus că nu păstrați legătura, deși tu ți-ai dori asta. Cum ne explici? Consider că legătura dintre părinți trebuie să existe, indiferent cât de anevoioasă este. Ea trebuie să existe. Bunicii mei mi-au spus, înainte să plece, că își doresc foarte mult ca eu să țin o legătură cu mama mea. Și nu mi-au inoculat niciodată această lipsă pentru mama mea. Mi-au spus în continuare să țin legătura cu ea și să o ajut ori de câte ori are nevoie. Și această rugăminte pe care mi-au spus-o bunicii mei și această promisiune pe care le-am făcut-o rămâne valabilă. Și eu încerc să vorbesc cu mama mea de fiecare dată, chiar dacă ea refuză sau nu este în cea mai bună formă, eu încerc și trag. De ce refuză? Ești singurul ei copil. Nu mi-a dat o explicație niciodată. Am încercat an la rândul să te obțin... apropii. Da, să obțin un răspuns. De ce? Dar până acum nu l-am primit. Locuiți la distanță mare unul de celălalt? Locuim la un sat distanță. Nu este o distanță foarte, foarte mare. Dar cred că distanța orgolilor este foarte, foarte mare, din păcate. În cazul ei. Că eu mi-aș fi dorit oricând să-mi fie aproape sau măcar moral. Nu mi-am dorit niciodată financiar. De ce orgoliu față de copilul tău? Singurul copil. Nu știu. Sper ca Dumnezeu să clădească în ea eliberarea și răspunsul care să vină la întrebarea asta. Ea este în continuare cu bărbatul acela? Este, da. Este. Este o relație toxică pe care ea o duce și eu am ajutat-o foarte mult să iasă și să plece, să se mute cu chirie, să deci plece de fiecare bine. Dată, dar nu este a refuzat. Bine. Și nu poți să tragi de un om dacă el nu vrea să fie bine, până la urmă. Da. Așa cum ai menționat mai devreme, într-o zi ai fost remarcat de o educatoare. Cred că o educatoare care a făcut diferența în acel sistem în care ai fost educat, crescut. Ea probabil că a realizat că locul tău nu este acolo și a încercat să te ajute. Da, a încercat să mă ajute foarte, foarte mult. Și m-a scos efectiv
cum am spus și mai devreme, spunându-mi că vrea să-mi antreneze memoria. Și mi-a dat o felul de poezii și de cântece cu care eu veneam a doua zi învățate. Că erau poezii dificile de Caragiale, de Nichita Stănescu, cu care eu veneam a doua zi învățată poezia respectivă fără greșeală. Fără probleme. Ba mai mult decât atât, la sărbările respective rețineam și textele pe care colegii mei nu le rețineau și le spuneam replicile colegilor mei. Așa că... Cu toate acestea, tratamentul și eticheta de nebun pe care ți-au pus-o colegii rămâne, an la rând, nu? Ai fost tratat în continuare la fel? Cumva rămâne, dar atunci când reușești să demonstrezi că poți să fii cineva în viață și cu această etichetă, demonstrează că Dumnezeu alege încă o dată drumul tău și așa cum și în cartea ta rescrie Dumnezeu scenariul vieții tale, cu siguranță așa a făcut și în cazul meu și așa face cu noi toți, pentru că știm că Dumnezeu ne iubește necondiționat. În continuare, probabil că te-ai adaptat într-o oarecare măsură în sistem, dar în continuare îți doreai să scapi, să ieși de acolo, pentru că nu ți-ai fi dorit să ai soarta colegilor tăi. Despre ce soartă vorbim? Nu. Din păcate, colegii care au rămas în acel sistem nu pot avea o viață normală, nu pot fi angajați într-un sistem normal, pentru că ei sunt catalogați de societate și de către angajatori copii speciali. Și atunci când vii să te angajezi oriunde, ai acea diplomă de la școala specială. Și nu mulți se gândesc că acel copil a avut o traumă sau suferință și nu este acceptat de societate și nu poate dovedi că este normal. Deși cred că sunt foarte mulți copii capabili, extrem de capabili. Exact. Acolo, nu? Exact. Da. Care au minți fabuloase și care pot face foarte multe lucruri. Dar prin simplu fapt că sunt aruncați acolo în sistem și profesorii respectivi nu se ocupă pentru că pentru ei este o normalitate. Pentru că nu stau să gândească că acel copil din fața lor poate să ajungă poate un adult. Poate deveni un geniu chiar. Exact. Mm-hmm. Exact. Cunosc un copil care la fel a ajuns într-o școală specială, dar memoria lui este da. Wow. Și probabil că ar trebui schimbat totul de sus. Da, eu consider că oamenii care au puterea de decizie din PIX să schimbe legislația și profesorii care lucrează cu acești copii să fie testați la sânge pentru a clădi în acel copil puterea de a ieși. Pentru că dacă tu ca profesor ești în fața acelui copil și nu explici că el poate să iasă din sistem, pentru că după anul 2008, anul în care am ieșit eu, s-au schimbat foarte multe lucruri și acei copii din școlile speciale pot fi integrați în școlile normale. Mm-hmm. Cu siguranță sunt copii cu probleme, dar este important să existe oameni care să identifice și calitățile, nu doar problemele copiilor. În cele din urmă știu că mama ta semnează să poți ieși, ca să poți ieși. Cum s-a întâmplat asta? Ce ai făcut? Da, a fost un moment destul de șocant pentru ea, cred că, momentul ăla, pentru că eu m-am dus, efectiv, m-am lovit cu nasul de o chiuvetă, mi-am dat sângele, provocându-mi rană, și am sărit gardul școlii, m-am dus la școala generală unde ea lucra și am spus că eu îmi doresc foarte mult să ies de acolo pentru că un coleg m-a lovit. Cred că a fost singurul moment în care ea a conștientizat că are un copil și și-a activat acest instinct matern și a decis că eu trebuie să fiu scos de acolo din sistem pentru că era perioada în care noi ne luptam să obținem acea semnătură de la ea pentru a mă scoate de acolo. Și cumva era foarte, foarte greoaie convingerea
Și atunci, cred că acel moment... A cedat. A făcut-o să cedeze și a spus, gata, semnez, e ok, în regulă. M-a luat și de mână, a spus cum e posibil, așa ceva. S-au certat cu toți de acolo și am simțit că a fost un moment de protecție în care ea a conștientizat, așa cum am spus, că are un copil. Ce ți-ai spus? A meritat să-mi fac rău ca să observ că mama cât de cât ține la mine, nu? Cred că a fost un gest pentru a fi eliberat din acest sistem mai mult. Și au convinge mama mea că trebuie să semneze neapărat acea hârtie ca eu să pot să devin un copil normal în ochii mei, până la urmă. Așa este. Deci, până la urmă, mama semnează, dar cu timpul realizez că este nevoie și de semnătura tatălui pe care nu-l cunoșteai. Da. A fost și acolo o altă lovitură, pentru că cred că Dumnezeu așa a vrut să-mi cunosc tatăl și am mers la el și am avut un șoc să aflu foarte multe detalii care ne lega și care cumva ne apropia într-un anumit fel. Hai să ne povestești cum, în primul rând, cum l-ai găsit? Cum v-a fost întâlnirea? Am căutat o adresă veche pe o carte poștală pe care bunicii mei o aveau, pentru că ele îmi trimiteau o pensie alimentară și atunci... Îți trimitea tatăl tău pensie? Pensie alimentară, da. Okay. Pe care mama mea o lua în fiecare lună și am găsit acea carte poștală pe care ea a trecut o adresă. Și am mers la acea adresă cu foarte multe emoții. A fost un amalgam, pot să spun, de emoții care m-au încercat în momentul ăla, pentru că în sfârșit îmi vedeam tatăl, era ceva fantastic, fabulos. Câți ani aveai? 14 ani. Deja 14 ani. Îți mai amintești ziua în care l-ai văzut pentru prima oară? Cum a reacționat? Cum ai reacționat? Cum v-ați simțit? M-am dus la părinții lui acasă și efectiv mama lui când m-a văzut a spus a, Ștefan, ce faci? M-a recunoscut și mi-a spus foarte multe detalii despre el, ducându-mă la locația unde el stătea. Și a fost o întâlnire fabuloasă. Fabuloasă. A semnat? Ca să a semnat. Și... Într-un final a semnat, pentru că nu prea înțelegea el de ce... De ce ești acolo? Da, ce s-a întâmplat. Și explicându-i, am descoperit că și el a fost dus de către părinții lui într-o școală specială, dar nu a mai reușit să iasă de acolo. Cumva... De aceea am și spus că viețile noastre au avut o întâlnire la un moment dat. Dar totuși el s-a întors la părinți. Da, da. El a stat cu părinții lui foarte, foarte mulți ani. Dar părinții lui i-au spus că eu nu sunt copilul lui și că nu semăn cu el și că eu nu sunt al lui și de aceea el a decis cumva să nu aibă legătură cu mine. Deci după întâlnirea emoționantă și toate trăirile alături de el, decide că ar vrea să întrerupeți legătura? Da. Wow. Da. Ce a însemnat asta pentru tine? A fost o lovitură foarte mare, pentru că eu îmi doream foarte mult, an la rând, să-mi cunosc tatăl. Când a venit în sfârșit momentul să fac asta, pur și simplu el a spus, nu vreau. Și atunci eu am înțeles cu greu treaba asta. Pentru că e parte din mine. Eu sunt parte din el și atunci... Nu i-ai propus să faceți un test dacă tot avea această îndoială? I-am propus, dar a refuzat și a spus că nu stă el la teste, să facă teste. Și atunci cumva am renunțat și... Și din momentul acela ați rupt legătura și nu v-ați mai văzut, nu ați mai discutat? Da. Da, din momentul acela nu mai știu nimic de el. Mi-aș dori să știu ce face, cum e, dar nu mai știu nimic. Mi-ai mai spus că în perioada în care v-ați reunit, să zicem, v-ați găsit, de fapt, ai asistat la o criză pe care el a
suferit-o. Despre ce vorbim? Da, era un moment în care eu am mers cu el într-o călătorie și efectiv a avut o criză de epilepsie. Mm. Eu m-am speriat foarte tare pentru că nu știam ce înseamnă asta, ce este. Eu am crezut efectiv că va muri acolo lângă mine pentru că nu știam ce poate să însemne o astfel de criză. Dar mai târziu am aflat că el are această boală pe care eu nu am moștenit-o de la el. Mm-hmm. Și cumva a fost iarăși un șoc că el are această boală și eu nu. Până la 14 ani ai trecut prin momente grele. Niciun copil nu merită să treacă prin așa ceva, Ștefan. Dar mi-ai spus că ai învățat să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Cum ai învățat asta? Cine te-a învățat? Bunicii mei. Bunicii mei mi-au insuflat foarte mult credința în Dumnezeu și mi-au spus de foarte, foarte multe ori că, indiferent ce se întâmplă în viață, eu să mă rog la Dumnezeu și să-i spun lui toate problemele mele. Și când nu sunt ei în preajmă, eu să mă rog la el. Și, efectiv, toată viața asta am făcut și asta fac, pentru că Dumnezeu este prezent în viața mea tot timpul. Și eu, când merg într-un loc, mereu spun, facă-se voia ta. Așa cum el vrea, așa se întâmplă lucrurile. Fără prezența lui, suntem mai puțin angrenați în viață. Puțin mai greu mergi în viață fără prezența lui Dumnezeu. Eu consider că fiecare trebuie să aibă asta. Bunicii tăi trăiesc? Bunicii mei au plecat acum ceva timp și cumva... Ai rămas cumva singur? Da. 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 Pentru că au însemnat foarte mult pentru mine. Foarte mult. Ei au fost părinții tăi? Au fost. Au fost și încă sunt în sufletul meu valabil tot timpul. Pentru că îi menționez de fiecare dată. Pentru că au crescut 5 copii, inclusiv pe mine a 6-lea. Au fost niște oameni care și-au crescut copii, niște valori pe care astăzi unii nu le mai au. Am crescut cu niște valori foarte, foarte fundamentale, spun eu. Tatăl s-a retras, mama nu prea își dorește o relație cu tine, bunicii au plecat. Pe cine ai tu în viața ta? Am prieteni, pe mătușa mea, cu care țin legătura, și oameni care intră în viața mea. Pentru că așa trebuie. Încă o dată, îmi doresc foarte mult să am legătură cu părinții mei, dar cred că asta va veni la un moment dat, sau nu. Ar fi minunat să se întâmple asta. M-aș bucura să știu că ai reluat legătura cu mama și că sunteți bine și că există conexiunea aceea sufletească, fără alte așteptări, probabil financiare. Și mi-aș dori treaba asta foarte mult. Pentru că în fiecare copil care n-a avut legătura cu părinții, își dorește foarte mult să aibă o legătură. De orice fel. Da, așa este. Mai ales morală. Este greu să crești așa, fără părinți. Cu timpul ți-ai identificat o pasiune. Despre ce pasiune vorbim? Muzica. Muzica m-a salvat și a fost mai mult decât drumul pe care aveam să merg, de fapt. Pentru că ea este singura stare pe care eu o simt cu adevărat importantă. Când sunt pe scenă, parcă mă conectez cu oamenii și cumva energia aia de acolo funcționează și funcționează bine. Mm-hmm. Mi-ai spus că scrii. Da, da, scriu și îmi place foarte mult să scriu, mai ales din viața mea, dar și din viața celorlalți oameni care mă înconjoară, pentru că pentru un artist e foarte important să
scrie trăirile. Și dacă reușește să le mai și cânte și să mai fie și oameni care să rezoneze cu ceea ce tu ai scris, atunci e foarte, foarte bine. Dar mi-ai spus că nu este suficient să fii talentat în muzică ca să trăiești din muzică. De ce ar mai fi nevoie? De foarte multă muncă. De foarte multă muncă, pentru că mulți spun asta, dar este adevărat. Fără muncă, talentul este prea puțin. Prea puțin. Trebuie să existe și talent, pentru că dacă nu există, cumva cele două nu pot funcționa, dar munca de multe ori bate talentul. Pentru că între un om talentat, care se bazează doar pentru că are talent, și un om muncitor, întotdeauna cel muncitor e o valoare înainte celui talentat, pentru că cumva își dorește mai mult și nu se bazează doar pe talent. Și muncește mai mult să creeze acele momente încât să fie. Probabil că avem exemple în România de astfel de artiști. Andreea Bălan este un exemplu foarte, foarte bun și demn de urmat. Pentru că este fabuloasă. Coreografiile pe care le face, momentele pe scenă fabuloase, o duc de atâția și atâția ani pe culmile succesului. Și niciodată nu a avut. Aș mai avea și eu un exemplu, de mi-e rușine să spun. Smiley. Da. Smiley este un artist muncitor. Da. Smiley nu are o voce foarte mare, dar vocea pe care o are știe să o folosească în așa fel, cu măsură. Cu măsură. Și atunci el reușește de peste 20 de ani, iată, și să fie... Și unul dintre cei mai apreciați artiști din România, nu? Exact. Pe placul copiilor, pe placul adolescenților și pe placul celor care nu sunt tocmai adolescenți și ascultă muzica. Sunt foarte mulți artiști. Dar, încă o dată spun, munca. Pe tine ce te reține? Pe mine acum nu mai reține nimic. Ok. Pentru care sunt planurile tale? Eu în momentul ăsta am semnat un contract cu o casă de discuri internațională și aștept să se întâmple proiectul ca să poată să iasă la lumină, așa cum îmi doresc foarte mult. Ar fi minunat să se concretizeze și să auzim de tine și să scrii și să faci parte din lumea aceasta, pentru că muzica este... hrană pentru suflet. Muzica este medicament, așa cum am spus de foarte multe ori. Este cel mai bun medicament și de multe ori te poate vindeca. A fost și dovedită treaba asta. Mm-hmm. Și atunci, cred că muzica trebuie să aibă un rol foarte important în viețile noastre. Atunci când ești trist, dai drumul la o piesă și efectiv te simți un pic mai bine. Se schimbă starea. Da. Dacă bine știu, tu ai fost nevoit să recuperezi ani de școală, pentru că care a fost cauza? Unde s-a întrerupt? Eu pentru a... cursul normal al... Eu pentru a intra în sistemul de stat, în școala generală, a trebuit să recuperez toți anii pierduți din școala specială. Și atunci, la 14 ani, am fost transferat în clasa 5-a, pentru că nu puteam să merg la același nivel de învățare, practic, cu ceilalți colegi de-ai mei. Și dacă intram la 14 ani în clasa 7-a, riscam să nu pot termina liceul sau clasa 8-a, pentru că nu aveam aceleași noțiuni pe care copiii le au încă din clasele primare. Și atunci, cumva, eu trebuia să fiu din nou, iar o nouă provocare pe care viața mi-a aruncat-o și eu am făcut față cu brio. Te-ai pliat și oricum ești capabil și ai putut să duci asta. Mi-ai spus că vrei să te înscrii la jurnalism? Da, nu? Îmi doresc foarte mult să fac facultatea de jurnalism pentru că mi se pare o lume atât de fabuloasă și o lume în care poți să descoperi povești și oameni, pentru că vreau să mă îndrept înspre acel jurnalism care este foarte, foarte bine făcut. Pentru că și aici sunt multe lucruri care privesc partea asta a jurnalismului. Vrei să-l faci într-un fel,
Înveți de la cei mai buni oameni. Așa. Vrei să-l faci în alt fel? Uh-huh. Alegi calea, practic. Calea mai ușoară. Eu consider că calea mai grea e mai bună, pentru că acolo înveți. Așa este întotdeauna. Știu că ai trecut și prin episoade de anxietate și depresie. Care a fost cauza? Da, după moartea bunicilor mei, am considerat că nimic nu mai poate să fie la fel și eram și într-o perioadă în care scriam foarte multă muzică și eram și în studiouri și mergeam și nu se întâmpla nimic și efectiv vedeam cât de greu e și cât de greu e și au plecat și ei și cumva am avut acele momente în care stăteam în casă, mâncam, ieșeam, mâncam și ieșeam. Și acele stări nu le doresc nimănui, pentru că sunt niște stări absolut groaznice. Și nu mai aveai pe nimeni care să te ajute să te ridici. Am refuzat tot felul de ajutoare. Am refuzat tot felul de ajutoare pentru că consideram că viața mea nu mai are rost, efectiv. Fără ei, fără sprijinul lor, fără să-i sun, fără să-i văd. Ei te susțineau financiar? Nu mă susțineau financiar, dar mă susțineau foarte mult moral. Ok. Pentru că nu aveau... Eu mă mutasem în București, eram cu chirie și atunci mi-am dorit foarte mult să vin în București pentru că în București se întâmplă așa totul. Este, da. Și atunci, cumva, când ei au plecat, cumva a fost foarte dificil să mă repun pe picioare. Tu ai rămas în casa bunicilor, adică la ora actuală locuiești în București, în continuare. Acum locuiesc în București. Și când simți nevoia să te întorci acasă? De fiecare dată. În casa bunicilor? Da, de fiecare dată fac asta. Când am un moment sau câteva ore, merg acolo și mă recreez și mă reîncarc efectiv. Ce frumos ce înseamnă, este să ai o casă a bunicilor unde să te întorci, nu? Da. Casa da. Părintească până la urmă. Da, este fabulos. Parcă te reconectezi efectiv și îți reîncarci toate bateriile pentru tot ce va urma în viața ta. Mai ales că este destul de aproape de București, nu? Este foarte, foarte aproape și atunci cumva când am un moment acolo mă duc și stau efectiv și când plec înapoi, parcă n-aș mai pleca asta acolo tot timpul. Ce frumos! Ștefan, dacă simți nevoia să transmiți ceva telespectatorilor noștri, ceva ce poate nu te-am întrebat și vrei să transmiți, te rog. Le spun tuturor oamenilor să creadă în ei, să lupte pentru toate visele pe care le au și să nu asculte oamenii care le spun că nu vor reuși. Când cineva vă spune că nu sunteți suficienți de buni, considerați că în fața voastră e un om care emoțional nu e bine. Și atunci oamenii trebuie să considere că puterea stă în ei și în Dumnezeu. Și eu sunt convins că dacă vor munci și dacă își vor vedea potențialul, eu sunt convins că lucrurile se vor întâmpla mai devreme sau mai târziu. Dar se vor întâmpla. Deci ești 100% convins că toate resursele sunt în noi și nu trebuie să avem așteptări din exterior ca să reușim. Dacă l-avem pe Dumnezeu și pe noi și ne simțim bine cu noi, reușim, nu? Da, este cel mai important să facem asta. Pentru că fără Dumnezeu mergem foarte, foarte greu în viață. Și atunci dacă noi ne simțim bine cu noi, poate să vină oricine să spună orice, pentru că noi știm cine suntem și știm ce potențial avem în noi să facem lucruri fabuloase. Mult succes, Ștefan, în cariera ta și în tot ceea ce va urma. Probabil că vor fi și provocări, dar tu deja ai învățat cum să gestionezi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru momentele astea fabuloase petrecute împreună. Și chiar ești un om care inspiră oameni. Îți mulțumesc pentru asta. Cred că cei care vin aici, în platoul acesta, inspiră oameni. Eu sunt doar un mijloc. Mulțumesc pentru asta și îți mulțumesc că ai fost la conferința Spune-mi Cum. Acolo, de fapt, ne-am cunoscut. Da, a fost fabulos și am ieșit de acolo un alt fel de om. Și mi-am spus în minutele alea când am ieșit că din momentul ăla chiar nu mă mai plâng de nimic. Pentru că în momentul în care am auzit acele povești,
avem momente în care noi ne plângem, că e traficul nu știu cum, că nouă ni se întâmplă și de ce nouă. În momentul în care am ieșit la conferință, mi-am spus că nu mă voi plânge de absolut nimic. Pentru că dacă oamenii din fața mea pe care i-am cunoscut și care au avut probleme mult mai mari decât ale mele au continuat să meargă pe drumul drept, ce vine reține în viața mea cumva îmbrățișez și încerc să găsesc partea plină a paharului și să învăț de acolo. Atâta timp cât suntem sănătoși și reușim să le facem pe toate, dar sunt oameni care duc după ei boli incurabile și tot nu se plâng de nimic. Exact. Și sunt bine și ei spun că n-au nicio problemă. Exact. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai transmis în această seară. Și eu. Mulțumesc mult. Dragii mei, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de noi. Dacă v-a plăcut povestea lui Ștefan, vă invit să interacționăm pe canalul nostru de YouTube A7 TV. Eu sunt Antonia Fudulu, iar până data viitoare vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.